Ai obosit să numeri oile și să privești în tavan întreaga noapte? Ai vrea să poți să închizi ochii și să te cufunzi instantaneu în lumea viselor? Nu ești singurul! Astăzi abandonăm pastilele pentru îmbunătățirea somnului și descoperim lumea remediilor naturale care ne-ar putea ajuta în această ordine de idei. Vorbesc despre băuturi. Băuturile delicioase și ușor de preparat pot fi cheia către cel mai bun somn pe care l-ai avut vreodată. În filmulețul de astăzi vom explora împreună 5 băuturi care, conform savanților, te vor ajuta să dormi mai bine. Vom vedea care sunt ingredientele băuturilor respective, care sunt dovezile științifice ale eficienței acestora și cum le poți ușor încorpora în rutina ta zilnică înainte de a pleca la culcare. De la ceaiurile străvechi de ierburi până la o combinație aurie și vibrantă ce este la fel de delicioasă pe cât este de frumoasă, aceste băuturi pot fi exact remediul pe care îl căutai pentru a dormi mai bine. Ești gata să faci o înghițitură din remediile pentru cel mai bun somn pe care l-ai avut vreodată? Rămâi alături de noi pentru a afla care este băutura care te poate face să dormi precum un bebeluș. Laptele cald. La început vom discuta despre laptele cald clasic care îți oferă o senzație de confort. Acest remediu se transmitea și se transmite în continuare din generație în generație, de la bunici la părinți și de la părinți la copii. Pe parcursul mai multor decenii, laptele cald este considerat un remediu care te ajută dacă ai probleme cu somnul. Dar de ce? Hai să încercăm să răspundem la această întrebare din perspectiva științifică. Laptele, indiferent de faptul dacă vorbim de lapte de vacă, lapte de migdale sau lapte de soia, conține un aminoacid benefic care poartă denumirea de triptofan. Posibil că ai auzit de triptofan în contextul Zilei Recunoștinței, deoarece se consideră că el este de vină pentru faptul că te trage la somn după cină. Dar cum de fapt funcționează substanța respectivă? Triptofanul este precursorul serotoninei, aceasta fiind un neurotransmițător cheie în reglarea dispoziției noastre și a ciclurilor noastre circadiene. Această substanță este de asemenea folosită de organismul nostru pentru a produce melatonina, hormonul care ne controlează ceasul biologic intern, dându-i de știre organismului nostru când este timpul de a merge la culcare și când este timpul de a se trezi. Un studiu publicat în revista Journal of Nutrients a demonstrat că alimentele care conțin triptofan, precum laptele, pot majora semnificativ nivelul de serotonină din creier, oferind o senzație de calm și relaxare înainte de a merge la culcare. Mai mult decât atât, căldura laptelui în sine poate avea un efect psihologic. Senzația de căldură poate fi calmantă și liniștitoare. Îți amintește de o masă caldă înainte de culcare sau de băuturi fierbinți pe vremea rece și te ajută să-ți pregătești organismul de somn. Este precum un cântec de leagăn, gingaș și comestibil pentru corpul și rațiunea ta. Data viitoare când nu vei reuși să adormi de îndată ce te-ai pus în pat, încălzește o cană de lapte și bea-o. Poți adăugi puțină miere pentru a îndulci laptele, o ciupitură de nucșoară sau de scorțișoară. Bea laptele lent, lăsând căldura și nutrienții să săvârșească miracolele de care sunt în stare. Dormi liniștit și ține minte că laptele cald nu este doar o vindecare miraculoasă și poate să nu funcționeze instantaneu, dar merită să-l încerci dacă ești în căutarea modalităților naturale de a-ți îmbunătăți calitatea somnului. Ceaiul de mușețel. A doua băutură de pe lista noastră este ceaiul încântător de mușețel. Această infuzie de ierburi cu o nuanță aurie a fost și este un element de neînlocuit în medicina tradițională pe parcursul mai multor secole. Ceaiul de mușețel este cunoscut datorită efectelor sale de liniștire și de promovarea unui somn odihnitor. Ce face din ceaiul de mușețel o super vedetă în contextul asigurării unui somn sănătos? Răspunsul la întrebarea respectivă se ascunde într-un antioxidant special, apigenină. Apigenina funcționează în mai multe feluri, dar unul dintre cele mai interesante roluri are acestea este interacțiunea ei cu creierul uman. Substanța respectivă se lipește de receptorii specifici în creier care pot micșora anxietatea și iniția somnul. Gândește-te la ceaiul de mușețel precum la un cântec gingaș de leagăn oferit de natură, care îți calmează rațiunea și îți pregătește organismul pentru o noapte odihnitoare. Ai putea crede, toate acestea sună extraordinar, dar există oare anumite dovezi științifice ale eficienței ceaiului de mușețel în această ordine de idei? Și răspunsul la această întrebare este da. Există câteva studii în cadrul cărora a fost cercetat efectul de liniștire al mușețelului. De exemplu, un studiu publicat în revista Journal of Advanced Nursing a descoperit că mămicile care recent au dat naștere și au băut ceai de mușețel timp de 2 săptămâni au înregistrat o calitate mai bună a somnului în comparație cu un grup de mămici care nu consumau ceai de mușețel. De asemenea, mămicile care consumau ceai de mușețel aveau mai puține simptome de depresie, depresia fiind adesea asociată cu probleme de somn. Mai mult decât atât, o altă cercetare
cercetare științifică publicată în revista Molecular Medicine Reports demonstrează că ceaiul de mușețel conține flavonoide, derivate fenolice și terpenoide, substanțele respective contribuind la proprietățile medicinale ale acestui ceai, inclusiv la efectele acestuia de inducere a somnului. Data viitoare, când nu vei putea adormi, savurează o ceașcă de ceai cald și liniștitor de mușețel. Bucură-te de o aromă calmantă, permite-i căldurii delicate a ceaiului să te relaxeze și lasă apigenina să-și facă treaba. Băutura respectivă nu este doar un simplu ceai, este un adevărat ritual liniștitor care invită somnul să-ți bată la ușă. Totuși, trebuie să ții cont de faptul că organismul fiecarei persoane este individual. Ceea ce funcționează pentru un om poate să nu funcționeze pentru toți. Dar ceaiul de mușețel are o istorie lungă și este susținut de dovezi științifice. În consecință, băutura respectivă poate fi un adaos natural și simplu la rutina ta, pe care o practici înainte de a merge la culcare. Sucul de vișine. În continuare vom lăsa ceainicul și vom lua un pahar de suc. Băutura despre care vorbim în cazul de față este sucul de vișine. Sucul de vișine poate fi tocmai acel mijloc secret care ți-ar putea fi de ajutor în contextul obținerii unui somn mai odihnitor. Deci ar fi sucul de vișine o super vedetă care se evidențiază în contextul asigurării unui somn de calitate? Hai să încercăm să răspundem la această întrebare. Vișinile reprezintă una dintre puținele surse naturale de melatonină, aceasta fiind hormonul care reglează ceasul intern al organismului. Uman. Melatonina îi trimite semnale organismului nostru când trebuie să doarmă și când trebuie să se trezească. Consumând alimente cu un conținut înalt de melatonină, precum vișinele, putem consolida semnale respective și putem ajuta organismul nostru să se reîntoarcă la un regim normal pentru a avea un somn mai eficient. Nu este neapărat să mă crezi pe cuvânt. Hai să aruncăm împreună o privire asupra dovezilor științifice ale acestui fapt. Un studiu publicat în revista Journal of Medicinal Food a descoperit că adulții care consumau suc de vișine de 2 ori pe zi timp de 2 săptămâni au înregistrat extinderea timpului de somn și o eficiență îmbunătățită a somnului în comparație cu grupul de persoane care administrau placebo. Când îți alegi sucul, optează pentru sucul de vișine fără zaharuri adăugate pentru a obține beneficii maxime, fără dulceața care nu este necesară. Dacă ești în căutarea unei modalități simple, gustoase și naturale de a-ți îmbunătăți calitatea somnului, toarnă-ți un pahar de suc de vișine cu o oră sau două înainte de a merge la culcare. Este un adaos dulce-acidulat la ritualul tău de seară, care te poate face să adormi instantaneu precum un bebeluș. Ceaiul de rădăcină de valeriană. Hai să continuăm călătoria noastră spre lumea viselor dulci cu cea de-a patra băutură de pe listă, și anume cu ceaiul de rădăcină de valeriană. Această plantă veche poate părea drept ceva dintr-un roman fantastic, însă te asigur că este foarte reală și are câteva beneficii serioase de îmbunătățirea calității somnului. Rădăcina de valeriană a fost și este folosită de pe vremurile Greciei și Romei antice, precum un sedativ și un remediu de tratament al anxietății. Dar ai putea să întrebi de ce? Care este magia din spatele acestei ierbi? Răspunsul se ascunde într-un mic neurotransmițător, acidul gamma-aminobutiric, GABA. GABA este un aminoacid care se formează în mod natural și acționează în creierul tău în calitate de neurotransmițător. Rolul primar al acidului respectiv este de a reduce activitatea neuronilor, ducând la o senzație de calm și relaxare. Majorând cantitatea substanței GABA produse de organismul tău, ceaiul de rădăcină de valeriană ajută la crearea în creierul tău a mediului care promovează un somn odihnitor de restabilire. Acum hai să aruncăm o privire asupra cercetărilor științifice. În cadrul unei revizuiri publicate în revista American Journal of Medicine, a fost descoperit că administrarea rădăcinii de valeriană poate contribui la micșorarea timpului înainte să adormi și poate îmbunătăți calitatea somnului. În cadrul unui alt studiu publicat în revista Phytotherapy Research, participanții care consumau 300 mg de extract de valeriană au înregistrat îmbunătățiri semnificative în calitatea somnului în comparație cu grupul de control. Dacă petreci prea mult timp numărând oile până adormi, fă-ți o ceașcă de ceai de rădăcină de valeriană și bea-o cu o oră înainte de a merge la culcare. Aroma ușor dulce de lemn a rădăcinii de valeriană poate face acest ceai să fie băutura ta preferată înainte de somn. Laptele auriu. Ultima de pe lista noastră este o combinație vibrantă, caldă și magică. Salută laptele auriu, cunoscut de asemenea sub denumirea de lapte de turmeric. Această băutură veche este precum un cântec lichid de leagăn care contribuie la relaxarea corpului tău și la calmarea rațiunii, pregătindu-le de o noapte odihnitoare. Laptele auriu își are denumirea de la ingredientul său vedetă și anume de la turmeric. Acest condiment simplu și galben este un super aliment puternic. Substanța cheie din componența turmericului este curcumina, un compus care deține o mulțime de
proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Însă ce au toate acestea de a face cu somnul? Inflamația cronică a fost asociată cu tulburările de somn. Micșorând inflamația din organism, curcumina te poate potențial ajuta în îmbunătățirea calității somnului. Mai mult decât atât, antioxidanții contribuie la protejarea organismului tău contra efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi, promovând o sănătate și o stare de bine generală, ceea ce poate contribui indirect la îmbunătățirea calității somnului. Hai să ne uităm la aceasta din perspectiva științifică. Un studiu publicat în revista Journal of Phytomedicine a demonstrat că curcumina a majorat semnificativ timpul total de somn la șoareci. Chiar dacă sunt necesare mai multe studii cu implicarea oamenilor, această cercetare inițială ne arată că curcumina are un potențial promițător în îmbunătățirea somnului. Prepararea acestei băuturi este foarte simplă. Îngălzește laptele, puțin turmeric și o combinație de condimente precum scurțișoara și ghimbirul. Fiecare condiment își aduce propriile beneficii pentru sănătate în această băutură. Se creează o bunătate care contribuie la un somn eficient și odihnitor. Poți adăuga și o ciupitură de piper negru care îmbunătățește absorpția curcuminei. Data viitoare, când nu poți adormi, bea puțin lapte auriu. Aroma lui caldă și specifică de condimente îți poate asigura un sfârșit liniștitor al zilei. După aceasta te poți cufunda într-un somn liniștit și necesar pentru o odihnă eficientă. Căutătorule de vise. Iată, acestea sunt cele 5 băuturi gustoase care te pot ajuta să cunoști secretele somnului mai bun pe timp de noapte, dar ține minte că fiecare organism este individual și ceea ce funcționează în cazul unei persoane poate să nu funcționeze în cazul celelalte. Te încurajez să încerci aceste băuturi și să găsești băutura cea mai potrivită pentru tine.